Salutare și bine v-am regăsit! În videoclipul de astăzi este vorba despre căderea plântuțelor la răsaduri. Și am să vă spun ce favorizează apariția acestui fenomen, cum prevenim, dar și cu ce tratăm. Dar mai întâi de toate nu uitați să lăsați un like, vă puteți abona și puteți activa și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm un videoclip nou. Este total gratuit, nu avem funcția de membru activată, deoarece nu facem diferențiere între abonați, și anume cei care plătesc informațiile și cei care nu plătesc. Și puteți de asemenea da și o distribuire ca să afle cât mai multe persoane. Ei bine, căderea plântuțelor sau putrezirea coletului este boala cea mai gravă ce poate fi întâlnită în răsadnițe, sere sau chiar și în câmp. Cel mai des, acest fenomen este întâlnit la plantele tinere, de legume, flori sau chiar și la plantele din culturile mari. Plântuțele răsărite din teren infestat prezintă în zona bazală a tulpinii o brunificare a țesuturilor. Aceasta se extinde atât în sus pe tulpină, cât și în jos spre rădăcină. Tulpinile răsadurilor se subțiază în zona atacată, iar plântuța se veștejește și se culcă la pământ, acolo va putrezi în întregime. Atacul apare în vetre și se extinde repede. Boala este favorizată de temperaturi de 20-30 de grade Celsius și de umiditate de peste 90%. La suprafața solului se poate observa prezența unui strat micelian fin, albicios. Acesta se extinde. În cazul unei infestări puternice a solului, se observă doar vetre de atac, fără plante răsărite, deoarece acestea putrezesc până la ieșirea lor la suprafață. Verificați cu atenție, pentru că praful albicios mai poate proveni și de la apa calcaroasă. Este de evitat apa calcaroasă să o folosiți la răsaduri pentru udat, deoarece udarea, cum este și în cazul nostru, neavând o masă inundabilă să udăm doar la rădăcină, stropim de sus. Iar apa calcaroasă ajunge și pe frunzele răsadurilor noastre, calcarul va astupa stomatele frunzelor și ulterior va împiedica tratamentele foliare pe care urmează să le facem. De aceea, poate de multe ori nu observați eficiența unui tratament sau a unei fertilizări, deoarece multe din stomatele frunzelor sunt astupate de calcarul depus, iar fertilizările se realizează prin porțiuni mici de frunze neafectate. Atacul are o evoluție mai lentă după repicare, când plantele sunt mai bine aerisite și capătă rezistență prin înverzirea tulpinilor și formarea țesuturilor mecanice și protectoare. Absența luminii insuficientă, ventilarea și excesul de umiditate, dar și un pH acid, sunt factorii favorizanți ai instalării și a evoluției fenomenului. Ciuperca vinovată, ca să spunem așa, de căderea plântuțelor se numește Pythium ultimum. De la un an la altul se face prin spori de rezistență din sol. Asta dacă ați folosit ca și substrat pământ de pădure, de exemplu, amestecat cu gunoi de grajd și fără a dezinfecta substratul, ați semănat direct în el. În cursul vegetației, transmiterea ciupercii de la o plantă la alta se face prin sporii duși de apă din sol. Întrucât perioada critică a bolii se limitează la stadiul de plântuțe, măsurile preventive trebuie să asigure ferirea răsadurilor de infecții până la transplantarea lor în câmp. O importanță deosebită în cazul acestei boli o are dezinfectarea pământului din răsadniță sau înlocuirea lui cu substrat sănătos. În timpul răsăririi și dezvoltării răsadurilor trebuie evitat excesul de umiditate și asigurată o bună aerisire a plantelor. Noi, pentru aerisirea răsadniței, pentru că aceasta este realizată într-un solar, deschidem folia atât din față cât și din spatele răsadniței în zilele călduroase pentru a se aerisi. Totodată fiind răsadnița într-un solar mai mare, nu vor veni curenți de aer rece la plantele pe care le-am putea afecta. Noi mai folosim preventiv un produs care este 3-in-1, insecticid, acaricid, dar și fungicid, și este vorba despre produsul Fireol, pe care îl găsiți pe www.semplus.ro, iar acesta ne asigură o protecție totală asupra plântuțelor noastre. Fireol
este un input ecologic, formulat pe bază de dioxid de siliciu și microorganisme benefice. Este un produs inovator și eficient în combaterea dăunătorilor și bolilor din agricultură. Acesta reprezintă o alternativă sigură și sustenabilă la substanțele chimice agresive folosite tradițional în agricultură, având multiple efecte benefice în controlul insectelor, fungilor, dar și a acarienilor. Dioxidul de siliciu este baza formulării ecologice. Dioxidul de siliciu este un compus natural care se găsește în mod obișnuit în pietre, nisip și soluri. Este un mineral non-toxic și biodegradabil, ceea ce îl face un candidat ideal pentru dezvoltarea unui input ecologic în agricultură. Acțiunea sa insecticidă? Ei bine, inputul ecologic pe bază de dioxid de siliciu acționează asupra dăunătorilor prin intermediul unui mecanism mecanic. Prin pulverizarea sau aplicarea sub formă de pulberi fine, particulele de dioxid de siliciu se atașează la suprafața insectelor. Din cauza structurilor aspre și abrazive, particulele de siliciu deteriorează exoscheletul insectelor, provocând astfel deshidratarea și moartea acestora. Acest mecanism de acțiune fizică nu permite dezvoltarea rezistenței la tratament, ceea ce îl face eficient pe termen lung în combaterea insectelor dăunătoare. Ca și efect fungicid, dioxidul de siliciu are de asemenea proprietăți antifungice semnificative. Când este aplicat pe plante, particulele fine de siliciu acționează asupra sporilor fungice și a miceliului prin contact direct. Ele deteriorează pereții celulelor fungice, împiedicând dezvoltarea și răspândirea bolilor. Astfel, inputul ecologic pe bază de dioxid de siliciu ajută la prevenirea și controlul diverselor infecții fungice care afectează recoltele. Iar ca și acțiune acaricidă, în ceea ce privește acarienii, dioxidul de siliciu funcționează în mod similar ca și în cazul insectelor. Particulele fine se fixează pe corpul acarienilor, provocând astfel deteriorarea exoscheletului lor și, în final, conducând la moartea acestora. Această abordare mecanică în controlul acarienilor este eficientă și, la fel ca și în cazul insectelor, nu permite dezvoltarea rezistenței. Avantajele ale inputului ecologic pe bază de dioxid de siliciu sunt următoare. Sustenabilitate. Dioxidul de siliciu este un material natural și biodegradabil, minimizând impactul negativ asupra mediului. Siguranța. Acest input nu prezintă riscuri majore pentru oameni, animale sau organismele benefice din ecosistem. Durabilitate. Mecanismul de acțiune fizică împiedică dezvoltarea rezistenței în rândul dăunătorilor. Compatibilitate. Ei bine, poate fi integrat în strategii de gestionare a dăunătorilor, atât de alte metode ecologice sau biologice. Prevenirea rezidurilor. Fiind un material natural, nu lasă reziduri toxice pe culturi sau în sol. Aplicații practice, inputul ecologic pe bază de dioxid de siliciu poate fi utilizat de o gamă largă de culturi agricole, inclusiv legume, fructe, cereale și flori ornamentale. De asemenea, poate fi aplicat în sere solarii și în câmpuri deschise, fără probleme. Am pus în pompă 10 litri de apă și voi pune 50 de mililitri de firewall. Trebuie plin asta. Ia uitați roșioarele noastre cum se prezintă. Vedeți aici fiind mai dese așa, s-au alungit puțin, dar urmează repicatul la ele, că sunt destul de mari. Acestea sunt dintr-un soi de roșii negre. Ia uitați cum au tulpina. Au tulpina violet, metodică. Da, violet închis. Aici niște roșii rotunde. Am ieșit foarte, foarte bine. Momentan nu avem probleme cu insectele, după cum observați, nici pe aceste capcane nu s-au lipit musculițe sau alte insecte. Da, nu e nimic.
Ardeiul crește și el. Frumușel, frumușel. Săptămâna viitoare cred că facem replicare. Da, probabil și... o să filmăm atunci când o să repicăm. Trebuie să repicăm roșiile neapărat. Da, ele sunt foarte, foarte frumoase. S-a umbrit un pic, vă dați seama, da. La ăla de 200, se alungeți automat. Puțin. Dar nu e nicio problemă, că nu ne e nouă frică de așa ceva. Pentru că le repic în alveole de 24, acelea mari, cu cubul mare. Când o îi repica, să vedeți câta rădăcina face și pleacă mai bine din loc. Și se dezvoltă super. La revedere! Bun, vă mulțumim frumos pentru atenție. Cam acesta a fost videoclipul nostru pentru ziua de astăzi, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. De asemenea, vă puteți abona, este total gratuit și puteți da și o distribuire să afle și prietenii dumneavoastră. Noi vă mulțumim frumos și vă dorim o zi minunată, dragii noștri, la revedere!